Conducătorii spitalelor, sanatoriilor și a instituțiilor cu atribuțiuni în domeniul medical din județul Hunedoara au primit din partea prefectului Călin Marian diplome de recunoștință în semn de considerație și prețuire pentru întreaga activitate desfășurată în acest an, în condițiile epidemiologice deosebit de dificile. Cu această ocazie au avut loc și discuții referitoare la situația organizatorică și de personal din spitale, în contextul în care, pentru începutul anului viitor, specialiștii în sănătate publică anunță iminența unui nou val al pandemiei, iar concluzia este că respectivele unități sunt pregătite pentru o eventuală creștere a numărului de cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19. Am avut o întâlnire și la nivel de director de spitale. Încercăm să fim pregătiți în permanență dacă vor crește numărul de cazuri. Suntem foarte atenți în ceea ce privește numărul de paturi de ATI. Noi chiar suntem în grafic în ceea ce privește acest număr alocat fiecărui județ în parte. La ora aceasta avem 39 de paturi. Normal trebuia să fim undeva la 32 de paturi, deci avem o creștere față de acest număr care era stabilit la nivel de județ. Din 2 noiembrie, când rata de incidență era de 8,11 la 1000 de locuitori, numărul de infectări a scăzut zilnic, astăzi 15 decembrie, fiind de 0,88. În județul Hunedoara mai au incidență peste 3 la 1000, doar comunele Blăjeni și Turdaș, cu 6 și respectiv 7 cazuri. În alte 6 comune, incidența este sub 2 la 1000, în alte 38 de localități, inclusiv cele 14 urbane, rata este sub 1, iar în 23 de așezări rurale nu sunt înregistrate cazuri de COVID-19.